Slăviți și binecuvântați să fie Domnul! Amin. Mă bucur să fim împreună, doresc ca Domnul să vă binecuvânteze în această zi. Așa Domnul a rânduit să fim împreună cu dumneavoastră. Aduc salutările fraților de pe Valea Buzăul, ne slujesc de 9 ani de zile împreună cu familia și cei 8 copilași, dorind ca și peste acest copilaș, peste dumneavoastră, peste familia noastră, să fie binecuvântarea Domnului. Amin. La cuvântul citit adaug câteva versete din Psalmul 127, rămâneți așezați și voi citi dacă vreți să mă urmăriți. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu, ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Căci prea iubiților lui ele de pâine ca în somn. Iată, fie sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de el, ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămânea de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. Amin. Voi rămâne tot în contextul binecuvântării acestui copilaș și Domnul Iisus, ori de câte ori au venit mamele și părinții cu copiii ca să-i binecuvânteze, niciodată Domnul nu i-a dat înapoi. Măcar că la un moment dat ucenicii s-au deranjat și au spus, nu deranjați pe învățătorul, n-are învățătorul timp. Dar Domnul s-a mâniat și nu de multe ori Domnul s-a mâniat, de puține ori ne spune în Biblie că Domnul s-a mâniat. Dar a fost un astfel de moment când Domnul s-a mâniat și a spus, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Că Domnul vrea să binecuvânteze copilașii. Și mă rog ca Domnul să binecuvânteze copiii dumneavoastră și copiii noștri și ei să fie o binecuvântare, amin. Cum de obicei la binecuvântări de copilaș vorbim și ne oprim asupra familiei, ne oprim asupra învățăturilor Scripturii despre familie. Soția mea într-o zi m-a mustrat și mi-a spus, măi, la binecuvântări voi numai despre femeie vorbiți, numai despre mamă, să nasă copii, cum să... Și am primit mustrarea și am zis, mă, cam așa e. Așa că în această dimineață nu voi vorbi despre mame și surori, o să vorbim despre tați. Acum, sorile trebuie să spună amin. Și Doamne ajută! Cuvântul lui Dumnezeu ne învață și ne spune, că înainte să urc, băiatul meu mi-a spus asta, al doilea mi-a zis, tate, să nu predici mult. O să încerc să fiu scurt. Cuvântul Domnului ne vorbește și spune în 127, versetul 1, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Oprindu-ne în dreptul familiilor și în dreptul taților, eu care sunt un tată și cam mulți de aici, Biblia ne aduce aminte și aici David, psalmistul care scrie acest psalm, se întoarce și reamintește două dintre cele mai importante lucrări. De fapt, acele două lucrări pe care Dumnezeu le-a dat personal tatălui și omului în grădina Edenului. Dacă întoarcem în Geneza, în capitolul 2, când Domnul a făcut pe om, după ce l-a făcut, spune și a creat raiul și grădina, spune în versetul 15, Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului și iată două lucrări care i le-a dat să facă. Ca să o lucreze și s-o păzească. În dreptul omului Dumnezeu a trasat aceste două categoric, aceste două lucrări foarte importante. Când ne-a dat în primire grădina Edenului, a spus, tu trebuie să o lucrezi și mai trebuie să o păzești. Și psalmistul se întoarce în psalmul 127, reamintind tocmai lucrările acelea de la început. Și spune el, dacă nu zidește, Domnul degeaba lucrează, prima din amintită în Geneza 2, dacă nu păzește, degeaba veghează sau păzește, degeaba veghează cel ce o păzește. În această zi, Domnul ne pune înainte aceste două lucrări extrem de importante în dreptul fraților, în dreptul taților. Noi care suntem chemați, pe noi care Domnul ne-a chemat să fim preoți în familiile noastre și de multe ori am abandonat lupta. Striga odată Duhul Domnului undeva într-o prejurare la noastră de rugăciune și spunea Domnul în felul următor, bărbaților din familie, mulți veniți în casa mea și vreți să vă dau autoritate.
Dar nu pot să vă dau autoritate în casa mea, spunea Domnul, pentru că n-aveți autoritate în casele voastre. Cuvântul vostru în casa voastră n-are autoritate. Nu sunteți atenți cum vine familia voastră la biserică. Nu sunteți atenți la împrejurările din casele voastre. Și Domnul spunea, nu pot să vă dau autoritate în casa mea. Domnul a așezat bărbatul în familie, pe tatăl, soțul, capul familiei, cu aceste două lucrări foarte importante. Și afacerile nu sunt mai importante ca aceste două lucrări. Și cei din jur, casa, mașinile, orice altceva, nu e mai important decât aceste două lucrări. Să lucreze grădina și să o păzească. Uitându-ne pe rând la aceste două lucrări, înainte însă vreau să vă spun ceea ce am găsit, scris, mi-am luat deja câteva dintr-un studiu care s-a făcut în America. Copiii care cresc în familii monoparentale, în care este doar mama și tatăl, a plecat, a divorțat, a abandonat lupta. În familiile acestea, spuneau cei care au studiat mai multe familii și au făcut un astfel de studiu, copiii sunt de patru ori mai mulți copii săraci în familie în care tata nu mai este. Consumul de droguri și de alcool este mult mai mare la copiii care au crescut fără tata. De două ori mai mulți copii se sinucid din familie unde tata a abandonat, unde tata a plecat, unde tata nu și-a făcut treaba, decât în familiile celelalte. În mod special, de la naștere până la 3 ani se definesc în copiii aceia micuți niște lucruri extraordinare în caracterul lor. Și oamenii studiind și-au dat seama că acei copii care de la naștere până la 3 ani n-au avut tata în familie, au fost mult mai agresivi după aceea. Toți cei din familiile și mare parte din acei care n-au tata în familie au rezultate mult mai slabe la învățătură. De fapt, 71% din copiii care renunță la școală sunt din familie unde tata a renunțat la luptă și la familie și a plecat. Rata criminalității a celor care ajung oameni în închisori, oameni ca niște parii ai societății, cei mai mulți au ajuns acolo. Și oamenii care au studiat au tras aceste concluzii și au spus, acolo unde tatăl nu este în familie sau unde tatăl n-a fost un model, cei mai mulți dintre copii au falimentat. Copilul când se naște și e pus de Dumnezeu în familia noastră, el nu-l poate percepe pe Dumnezeu. Ne uităm la un asemenea copilaj, la copilașii noștri mici. Ei nu pot să-l perceapă pe Dumnezeu. Dar oamenii care au studiat și au dat seama și au spus, copiii vor percepe pe Dumnezeu pe măsura în care percepe tatăl lor. Dacă tatăl lor este un tată foarte agresiv, ei vor percepe că Dumnezeu mai târziu și se vor raporta la Dumnezeu ca la un Dumnezeu foarte agresiv. Dacă tatăl lor este un om neserios, necredincios familiei, se vor raporta la fel la Dumnezeu. Oare realizăm, dragii mei frați, ce responsabilitate mare ne-a dat Dumnezeu? Oare înțelegem că mai presus decât afaceri, decât joburi, mai presus decât orice altceva, Dumnezeu ne-a dat o grădină ca să o lucrăm și să o păzim? Doamne, ajută-ne la aceasta! În primul rând, când ne uităm la lucrarea acestei grădini, vă readuc aminte ceea ce Domnul Iisus, Domnul Dumnezeu, ne-a învățat în prorocul Isaia și s-a dat pe El ca exemplu, putem să învățăm foarte scurt, voi aminti de aici, să învățăm cum El a lucrat grădina Lui, via Lui. Isaia capitolul 5, versetul 2, unul spune, iubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă, i-a săpat pământul, Dumnezeu s-a ocupat să lucreze grădina Lui. L-a lucrat pe Israel, i-a săpat pământul, via Lui, l-a curățit de pietre, a sădit în el vițele cele mai alese, a zidit un turn în mijlocul ei, a săpat și un teasc. Sunt lucruri care nu se fac peste noapte. Nu poți să cureți un pământ într-o singură zi. Nu poți să sapi, să cureți, să zidești într-o singură zi. Necesită timp și Dumnezeu și-a luat timp și-a lucrat grădina Lui.
Și Dumnezeu este modelul, Dumnezeu se dă pe sine însuși un model pentru noi. Pentru noi ca tați, că trebuie să săpăm pământul grădinii noastre. Și nu mă refer la cele din fizice de afară, ne mă refer la familia noastră, la copiii noștri. Trebuie să-l curățim de pietre. Trebuie să sădim în copii vițele cele mai alese. Mi-amintesc ce spunea Domnul Dumnezeu în Deuteronom, capitolul 6, vorbind poporului Israel, versetul 1, iată poruncile, legile pe care ți le dau, versetul 3, ascultă, dar Israele, caută să le împlinești. Când vorbim de lucrarea ogorului a familiilor noastre, dragi frați, mai întâi Domnul așteaptă ca noi să împlinim cuvântul Lui. Mai întâi Domnul așteaptă să lucrăm viața noastră, sufletul nostru și apoi în familia noastră să le împlinești ca să fii fericit tu. Cum ți-am spus, versetul 5, să iubești pe Domnul, 6, poruncile care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta. Dă-mi voie să te întreb, cum stai cu cititul Bibliei? Te văd copiii tăi că citești Biblia? Că astăzi, în modă este, tata vine de la serviciu obosit, se pune pe fotoliu și începe să facă scroll. Pe Instagram, pe OLX, mașini și eu mai știu ce altceva. Te văd copiii tăi că citești Biblia? Că te hrănești? Te văd copiii tăi la rugăciune? Știu copiii tăi când postești? Dacă aminte, un frate povestea, copiii noștri sunt tare, tare interesanți și Domnul să-i binecuvânteze. S-au înțeat post în biserică și fratele postea și el într-o dimineață, n-a mâncat și l-au întrebat copiii, tate, mănânci și cu noi? Și tata a spus, nu, că eu postesc. Și copiii au spus, tate, după ce mâncăm, postim și noi cu tine. Astea-s copiii noștri, Domnul să-i binecuvânteze. Copiii noștri trebuie să vadă noi lucrurile acestea. Să înțeleagă, tata postește, tata se roagă, tata are timp cu Dumnezeu la biserică. Pentru mine e mai important să stau acolo în bancă lângă copiii mei decât să fiu aici în față. Să stau un timp. Când e slujire, este altceva. Dar dacă pot, prefer, pentru că este important să fim lângă copiii noștri. Prea mult am abandonat lupta. Prea mult am spus, du-te la mama, n-am timp de tine, pleacă la mama. Și în biserică noi vrem să stăm liniștiți, vrem să ne bucurăm. Acum, dumneavoastră, am văzut că n-aveți prea mulți copii, poate la școala duminicală, nu știu eu și nu este treaba mea. Dar am fost în biserică unde sunt mulți copii și când e o mamă, vedeai cu 5 copii lângă ea. Unul de câteva luni care plângea, scutura, băga bibi în gură, altul dădea strica cu lapte, altul vroia să-i șteargă nasul, altul vroia la baie. Și te uitai la tata. Tata era în Duhul. El se ruga. El se bucura în Domnul. Oare nu cumva ne-am îndepărtat de cerința Domnului? Copiii noștri trebuie să fie cu noi. Iată eu și copiii mei pe care mi-a dat Dumnezeu. Doamne, dă-ne înțelepciune. Lucrurile acestea să le ai tu mai întâi în inima ta și apoi să le sădești, spune, poruncile pe care ți le dau astăzi să le ai, să le întipărești, versetul 7 din Deuteronom 6, în mintea copiilor tăi, orice greu este lucrul acesta. Știți ce greu este dumneavoastră care aveți copii, cunoașteți? Îi spui astăzi una, parcă n-a înțeles nimic. Îi spui încă o dată și tot n-a înțeles nimic. Dar spune Biblia, să le întipărești. Asta înseamnă să accentuez din nou și din nou, să vorbești de ele când vei fi acasă. Ce vorbim când suntem acasă? Personal am stat lângă tată și fiu, unde tata, hobby-ul lui era mașinile puternice. M-am speriat, eu nu problemă mă pricep cu astea, m-am speriat cum știa copilul de Maserati, de toate astea. Toate le știe. Dar de unde le știe? Că în Biblie nu le-au citit. De la tata le știe. Că tata tot acolo e. Ce vorbești când ești acasă? Uite, când plecăm acum acasă, ce vorbim la masă când stăm la masă? A, iară păstorul, iară el s-a băgat în seamă. Iară fratele, n-a cântat bine nici la... Tu întipărești ceva, noi întipărim ceva în mintea copiilor noștri. Și Biblia spune, eu m-am speriat când într-o zi vreau la telefon cu cineva, nu mi-am dat seama și vorbeam anumite lucruri și... Unul dintre băieți s-a dus apoi și a spus surorii lui și apoi mamei,
tot ce am vorbit eu la telefon, nu era o problemă asta, că nu ascundeam ceva, dar mi-am dat seama și când se joacă, și când parcă... El citea o carte, dar citea, ascultă tot ce vorbeam la telefon. Tot a spus. Pentru că noi întipărim ceva în mintea copiilor noștri. Domnul ne cere să lucrăm grădina noastră, să vorbești de ele, de poruncile Domnului când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie. Păi mai simplu când mergi în călătorie, dai drumul la YouTube și apeși și cântă. Sau vorbește, sau știri, sau radio, sau mai știu câte nu sunt astăzi. Biblia spunea, nu, când pleci în călătorie, vorbește cu copiii tăi. Când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula, să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini, să-ți fie ca niște fruntrari între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale. Astăzi în casele noastre sunt scrise multe lucruri, mai puțin cuvântul Domnului. Doamne, dă-ne înțelepciune. Ai lucrat grădina ta? Ai pus un gard grădinii tale? Domnul Iisus în Isaia capitolul 5 spune aici, am zidit vițele cele mai alese și spune versetul 4, ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut de-a strugul sălbatici când eu mă așteptam să facă strugul bun? Vă voi spune însă acum ce voi face viei mele. Primul lucru care îl face Dumnezeu când este supărat pe via lui este, îi voi smulge gardul. Și când smulge Domnul gardul, oamenii spun, slăvit să fie Domnul. Tinerii spun, acum ai libertate, mă. Să ne mai lase păstorul în pace cu toate ideile lui. Să ne mai lase comitetul în pace. Gata, libertate! Când nu mai e gard, da, poți să pleci, dar poți să și vină. Și când oile nu sunt îngrădite, și când noi punem, când păstorii pun oile într-un țarc, într-un gard, nu le pun acolo că le place să le vadă cum stau acolo înghesuite. De ce le pun acolo? Ca să nu vină lupul. Îi voi smulge gardul. Ai gard la casa ta. Este gard în familia ta. Nu ăsta fizic mă refer. Unii bagă, trăiesc în Buzău, unde avem niște sate de frați, de romi, și avem acolo bisericuță mică de frați romi. Oamenii investesc, eu n-am, nu pot să înțeleg. 10.000, 20.000 de euro într-un gard, mă. Trec pe acolo și mă zic, uite, 20.000 de euro stă în ploaie și bate soarele. Păi e credibil. Nu pot să înțeleg lucrul ăsta. Cum să bagi? Dar nu la gardurile astea mă refer. Gardurile din familia noastră. Știe copilul tău că n-are voie să fie peste, să întârzie peste o anumită oră acasă. Spunea acolo într-o pildă Domnul Iisus, când a venit străinul să ceară, când a venit un prieten să ceară prietenului pâine. Și prietenul mi-a spus, auzi, nu mă deranja. Acum ușa este încuiată, închisă. Copiii mei sunt? Păi unul-i pleca pe la o întârziat după fanfară încă 2 ore, cu prietenii la fotbal. Unul-i pleca pe nu știu unde. Copiii mei sunt cu mine, la ora 10 copiii tăi sunt cu tine. Copiii noștri sunt cu noi. Acum eu vorbesc ușor că am copii mici. Știu ce mă așteaptă. Doamne, ai milă de noi. Avem garduri în familiile noastre. Auzeam o întâmplare, nu mă duc foarte bine de tale aminte, nu am memorie foarte bună, dar într-o familie s-a observat, nu știu de ce spun lucrul acesta, că nu aveam cap să le spun, dar într-o familie soțul cu soția nu s-au mai înțeles și au ajuns în prag de divorț. Când frații au studiat problema, au văzut că toți din familia soțului, dacă nu mă înșel, într-un timp după căsătorie toți divorțau. Și părinții au divorțat, și unchi, și mătuși, și toți din familia aceea. S-au uitat mai în spate, bunici divorțați. Și-au dat seama că este o lucrare care vine pe linie genealogică. Trec peste detalii. Cineva a intrat în mijlocire specială, în postul rugăciune pentru familia aceasta, și la un moment dat, după mai mult timp de post și rugăciune, omul acesta pe când se ruga a văzut o vedenie. Un șarpe mare, s-a arătat de fapt un șarpe în mijlocul unei scorburi foarte vechi. Și a spus, în familia aceasta, spunea Domnul, prin descoperire, în familia asta este un șarpe foarte vechi. Și toți copiii care se nasc vor divorța. Cine, striga Domnul, cine va intra la luptă pentru ei? Și frate, cum spuneam, a intrat, după mai mult timp, Domnul a dat biruință, și a văzut, fratele acesta, cum a ieșit șarpele acela de acolo, din mijlocul familiei, a ieșit, a sărit gardul familiei pe stradă. Și acum fratele în vis, în descoperirea care a avut-o, s-a dus după șarpe să vadă unde merge, nu cumva să vină înapoi. Pe când cobora pe ulița acelei
unde era familia aceasta, mai în jos, au observat că șarpele s-a oprit în dreptul unei alte familii. Și n-a sărit gardul, că aici e interesant. La ieșire din familia aceasta a sărit peste gard, dar la intrare dincolo n-a putut să sară gardul. Dar din gard lipseau o țambă, câteva țambre de acolo din gard. Pe acolo a intrat, spunea cel care povestea, n-a durat, nu știu dacă două, trei săptămâni sau oricum timp scurt, și a ajuns la divorț. Pentru că în gardul acelei familii lipsea ceva. De exemplu, spune Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 4, versetul 26. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Vă ne interesează ca frați, ca slujitori, ca preoți în familiile noastre, atunci când mergem la culcare, să fie lucrurile în ordine? Dacă cu soția am avut un schimb de vorbe și ea doarme într-o cameră și eu în alta, sau în același pat unul se întoarce încolo, unul încolo, Biblia spune să n-apună soarele peste mânia voastră, dar continuă acolo ceva și spune să nu dați prilej. Atunci când nu te împaci, când mergi la culcare și nu te-ai împăcat, ai dat prilej diavolului. Noi de obicei încuiem ușile noastre. Soția mea fiecare seară merge și încuie ușile și dacă o uită, îmi spune, du-te rog și verifică ușile, să nu fie una descuiată. Dar la gardul familiei noastre, ai pe cineva cu care ești certat de mai mult timp și nu te-ai împăcat? Gardul tău este lipsă, ai probleme în gard, pe acolo intră diavolul. Și Domnul ne-a pus să lucrăm și să păzim. Și gardul acesta, după ce faci lucrările acelea în familie, gardul are rol de protecție, de păzire. Cum este gardul familiei tale? Astăzi trăim într-o vreme în care nu mai ai voie să-ți pedepsești copilul, așa spun oamenii. Cunoaște ce s-a întâmplat cu familia Bondariu, cunoaște ce s-a întâmplat și cu familia din Germania, Furdui. Lucruri care au venit peste noi ca niște măciuci, niște lovituri care parcă ne-au lovit în cap. Nu mai ai voie să îți atingi copilul. Generațiile de astăzi sunt tine, sunt copii crescuți, nu mai ai voie. Nu cumva să-l atingi. Vreau să mă întorc puțin la Scriptură, pentru că și în vremuri bune, și în vremuri rele, Scriptura nu se schimbă. Cuvântul lui Dumnezeu este același, slăvit să fie Domnul. În Proverbele, în capitolul 22, versetul 15, cuvântul Domnului spune așa, legat de a lucra grădina noastră. Nebunia este lipită de inima copilului, dar înuiaua cerătării o va deslipi de el. Spune cuvântul Domnului în Efeseni, în capitolul 6, părinților despre copiilor, versetul 4, și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și în învățătura Domnului. Și acum când spune mustrare, când spune Domnul mustrare, noi ne gândim doar să-l mustre așa din cuvinte. De fapt, cuvântul la care Biblia se referă și vom vedea și în Proverbe, este disciplinare. Și iată în Proverbe, în capitolul 22, versetul 15, spune, nebunia e lipită de inima copilului. Și când nebunia e lipită de inima copilului, noi ce facem? Păi am ajuns să ne rugăm de copii. Eram într-o împrejurare undeva la masă și o mamă, parcă cu 5 copii, 4 copii, erau și ei la masă împreună cu noi, și o fetiță nici cum nu vrea să mănânce. Eu îi spuneam odată, a doua oară, a treia oară nu mai spuneam. Dar mama i-a spus, până ne obosim și pe noi. La un moment dat a spus, dar te rog frumos, mănâncă. Auzi, nebunia e lipită și mama se roagă de copil. Și tata stă liniștit, nu face nimic. Nebunia e lipită de inima copilului. Care e soluția? Atunci când ai o mașină și se aprinde un bec roșu acolo în bord, care e soluția? Dacă se aprinde becul de la ureche, mergi și pui motorină, se stinge becul. Păi nu aia e soluția. La fiecare problemă există o cauză. Ca să rezolvi problema, trebuie să tratezi cauza. Când ai tratat cauza, s-a rezolvat problema.
Biblia spune, în inima copilului există nebunie lipită de el. Și ce trebuie să facem? Păi să trimitem bilete la amvon. Fraților, rugați-vă pentru noi. Alții mai spirituali au spus, frate, eu postez. Foarte bine că postești. Dar Biblia nu asta spune. Când Biblia spune că nebunia e lipită de inima copilului, soluția pentru această problemă este clară. Dar în oiaua cerătării o va deslipi. Și asta nu înseamnă doar mustrare. Că ne uităm imediat și în alte părți în Scriptură. Capitolul 23, versetul 13. Ce spune cuvântul aici? Nu cruța copilul de mustrare și iată ce înseamnă mustrare. Căci dacă îl vei lovi cu nuiaua, iată disciplinarea. Oh, păi dacă spui asta astăzi, eu am fost plecat și în țările mai din vest și în Anglia și așa mai departe și chiar și în Norvegia. Le-am spus, fraților, eu cum să vin să vă spun lucrurile astea? Dar eu trebuie să predic Evanghelia. Și că oamenii s-au schimbat, că Barney Vernes sau Juggernaut sau cum îi cheamă, ăștia sunt netăiați împrejur și fără Dumnezeu, aia e problema lor. Dar noi avem un Dumnezeu care ne-a lăsat o carte scrisă. Și când Biblia spune, dacă vezi că nebunia e lipită de inima lui, rugăciunea e bună, dar nu e suficientă. Postul e bun, dar nu e suficient. Ai nevoie de o nuia. N-ai nevoie de o palmă să-i o tragi așa peste partea din dos, să-i rup coloana. Ai nevoie de o nuia subțire care puțin să-l piști. Păi dar cum să mai spui asta astăzi când ne închid ăștia? Dragii mei, nădejdea noastră e nu la oamenii ăștia. Nădejdea mea e Dumnezeu. Puterea Lui e mare. Dacă vrem să avem familii binecuvântate, trebuie să ne întoarcem la Scriptură. Trebuie să ne întoarcem la Cuvântul Lui Dumnezeu. Nu se poate altfel. Spune, dacă îl vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Lovindu-l cu nuiaua, auzi, tratament pentru nebunie. Tratament pentru copilul prins în nebunie. Lovindu-l cu nuiaua, îi scoți sufletul din locuința morților. Vino, frate păstor, predică-i la copilul meu de 3 ani, că nu mă ascultă. Zic, nu eu trebuie să-i predic, tu trebuie să iei nuiaua. La 14 ani, nu mai trebuie să iei nuiaua. La 10 ani, dacă îl bați, pleacă de acasă astăzi. Există un timp când se poate lua nuiaua. Dar pentru că noi nu o luăm când trebuie, ajunge mai târziu să o luăm când nu trebuie. Și îi batem la mânie. Și unii au ajuns schilodiți, loviți cu bătul, cu mătura și mai departe. Există un timp când poți să lucrezi și așa, și așa ne cere Domnul. Lovindu-l cu nuiaua, ai scos sufletul din locuința morților. Mai spune cuvântul Domnului în Proverbe, capitolul 13, un alt cuvânt al lui Dumnezeu, versetul 24, tot în direcția aceasta. Cine cruță nuiaua, urăște pe fiul său, dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. Tata avea o vorbă, ți se încarcă carul. Și tot se încărca carul, dacă când se descărca era baie. Biblia spune să pedepsim copilul nu când se încarcă carul, ci îndată. Că dacă îl pedepsești îndată, nu se adună nici la tine mânie, ci liniștit, frumos l-ai pedepsit și se continuă în pace și în bucurie armonia din familie. Îl pedepsești îndată, nu lăsa să se adune. Apoi mai învață cuvântul Domnului în capitolul 19, versetul 18, pedepsește-ți fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori. Și un ultim verset, două versete care citesc din capitolul 29, versetul 15. Nuiaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale și tatălui său. Și am fost de multe ori când trebuia să predicăm, să slujim și un copil, doi copii aici în față erau centrul spectacolului în biserică. Și toți se uitau la ei, ce să mai ascult predica? Și am zis, nu copiii ăștia ar trebui luați de urechi, altcineva. N-am spus cine, că știți dumneavoastră cine. Noi trebuie să fim luați de urechi. Că tata stă și ascultă cuvântul, dar copilul lui face tură de biserică.
Tatăl stă și se roagă, dar copilul lui nu stă lângă el. Dragii mei, nu-i prea mult pentru copii, eu știu că e greu. De multe ori în Buzău avem 3 biserici în fiecare duminică, uneori plec cu copiii mei dimineața, de la 9:30 la 12 avem într-o biserică, de la ora 1 la 3 în altă biserică, de la 5 la 7 în altă biserică. 3 programe, foarte mult pentru ei. Dar este benefic pentru ei să învețe, să stea liniștiți 2 ore în biserică. Nu se întâmplă nimica. Și spuneam eu și altora, dacă în biserică nu stă 2 ore lângă tine, dă-mi voie să spun, dragul meu tată, nici acasă la părtășie nu stă. Eram la rugăciune undeva odată cu cineva și cu familiile noastre și a lor și unul dintre copii, în timpul ce noi ne rugam, se suia în capul mamei. N-am mai roagă-te. Și tata, nicio problemă. Noi trebuie să ne învățăm copiii, dar asta înseamnă muncă, asta înseamnă transpirație, asta înseamnă uneori să răgușești, asta înseamnă că nu mai poți să stai așa liniștit. Mă șochez când văd copil care răspunde obraznic mamei și tata râde. Ce deșteptină. Păi ce minte are, mă? Uzi cum îi spălmă asta. Copilul ridică mâna asupra mamei și tata râde. Mi-a spus copiilor mei, n-aveți voie să ridicați vocea la mama voastră, că înainte să fie mama voastră e soția mea și vai de voi dacă ridicați vocea. Dar noi râzâmbim, noi râdem. Ridică mâna, vorbește obraznic și tata doarme, nu face nimic, nu-l interesează. Și copilul va crește că e fan, e extraordinar să o bâzâi pe mamă. E fain, și tata îi place la tata când copilul o bâzâie pe mama. Extraordinar, cum nu mai păzim familiile noastre, Doamne, dă-ne înțelepciune. Copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Pedepsește-ți fiul și el îți va da odihnă. Cum spuneam, am văzut mame, am văzut părinți care n-au. Odată eram la biserică undeva unde slujeam în Buzău și eu eram într-o duminică dimineață copii, parcă aveam 5 copii cu mine sau 4 dintre cei 7 care aveam atunci sau 6 și stăteam liniștit, mergeam să și predic, copiii stăteau acolo pe bancă, mai sunt fâție, dar stăteau acolo. Un tată avea un singur copilaș. Tot cât am predicat, numai scandal, numai îl zgâlțâia, îl dădea, îi băga un stic. Nici cum nu stătea copilul, scotea la plimbare, tata n-asculta predica, că copilul vrea să se plimbe. Și am spus, fratele meu, pedepsește-l, are nevoie de nuia. Și a spus, nu, îmi zice el mie în biserică, nu rezolv nimic cu nuiaua. Aici am vrut să-i spun. Dar nu i-am, nu puteam să-i spun. Da, se rezolvă. Că sunt copii care pot să stea liniștiți 2 ore, se rezolvă. Apoi pot să fugă. Dar un tată nu poate asculta Evanghelia, copilul lui atunci are chef de plimbare. Parcă e cățelul care te ascultă plimbare. Agii mei, pe noi, Domnul ne-a pus să lucrăm grădina noastră și ne-a pus Domnul să o păzim. Și dacă nu vom lucra și nu vom păzi, vom plânge cu amar. Lasă-mi voie în încheiere să vă dau exemplu unei familii, a unui tată din Scripturi care a falimentat, deși Biblia l-a numit om, Dumnezeu l-a numit pe David om după inima mea. Om după inima mea. Omul acesta însă falimentează așa de grav în familie, nu știu de ce, n-am explicație. M-am uitat la Samuel, de exemplu, care a fost înaintea lui Saul și a lui David. Și spune Biblia în 2 Samuel, capitolul 8, dacă nu mă înșel, că au venit bătrânii lui Israel, 1 Samuel, capitolul 8, la Samuel și i-au spus versetul 5. 4, toți bătrânii s-au strâns și au venit la Samuel la Rama 5, i-au zis, iată că tu ești bătrân și copiii tăi nu calcă pe urmele tale. M-am întrebat de ce Samuel, un om pe care pentru mine e un model de slujire, un om al lui Dumnezeu extraordinar, dar și el a falimentat în privința copiilor. Și au venit într-o zi bărbații bătrâni din Israel și au spus, Samuel, copiii tăi nu calcă pe urmele tale, pune-ne un părat. Nu știu de ce. Nu am explicație. Una aș avea, Samuel a fost luat de mic de la mama și tata și a fost dus în templu. Și în templu n-a avut un tată bun, că Eli nu și-a crescut copiii cum trebuie. Eli a fost falimentar în privința copiilor lui și n-a avut un exemplu, un model bun. Poate asta este o scuză, nu știu.
Nu-i treaba mea să judec cineva, dar mă, ce te iei tu de oamenii din Biblie? Ce îi arăți tu cu degetul? Dragii mei, eu nu mă iau de ei, eu nu-i arăt cu degetul. Biblia ne spune 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 6, aceste lucruri au fost scrise pentru învățătura noastră. Samuel falimentează, Eli falimentează categoric. Hai să, doar o singură idee de la Eli. Copiii lui nu ascultau de Domnul, spune 1 Samuel, capitolul 2, erau copii răi, n-ascultau, Domnul era mânios pe ei pentru că ne socotea, versetul 17, darurile Domnului. Dar spune versetul 22, el era foarte bătrân, a aflat cum se purtau copiii lui cu tot Israelul, fiul lui. A aflat că se culcau cu femeile care slujeau afară la ușa cortului întâlnirii. El a zis, pentru ce faceți astfel de lucruri, căci aflu de la tot poporul despre faptele voastre rele. Știți când a mustrat, dar nu le-a făcut nimic, că asta îl supără pe Dumnezeu mai apoi, dacă mai am timp ce despre i-a mustrat doar așa, copii, de ce faceți voi asta? Aud de la tot poporul. Dar Eli trebuia să spună poporul ce se întâmplă în casa ta. Trebuia să spună frații, când a plecat Eli așa prin popor, i-au spus bătrânii, i-au spus și azi, Eli, tu ești la templu. Eli, ce se întâmplă acolo la poarta templului? Copiii tăi prea curbesc acolo. Și s-a întors și a spus, mă, aud de la tot poporul. Dar tu nu știai, tu nu erai acolo. Și i-a mustrat, dar nu i-a oprit. Versetul 29, pentru ce călcați voi în picioare jertfele mele și darurile mele care am poruncit să se facă în locașul meu? Cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine? Ce contează pentru tine? Cinstirea cuvântului Domnului sau a copilului tău? De câte ori ne-am permis să călcăm cuvântul Domnului în picioare de dragul copiilor noștri? De câte ori ne-am permis? Eu spuneam și la noi, și am spus-o și în alte împrejurări, trebuie ca noi din față, noi slujitori, prezbiteri, păstori, să atragem atenția unei surori care nu s-a îmbrăcat bine sau unei tinere care a venit cu fusta prea scurtă? Dar tata unde e? Dar când s-a suit cu tine mașină, n-ai văzut? Nu, pentru că nouă nu ne pasă. E fata mea. Una dintre... Am stat cu oameni și am slujit cu unii oameni care dacă îi mustrai pe ei, domnule, n-aveau nicio problemă. Dar să te ferească Domnul să te atingi de familia lui. Dacă te-ai atins de fata lui, ai încheiat-o cu el, domnule. Te-ai luat de fata mea, te-ai luat de familia mea, cum îți permiți, domnule? Și ai cu familia mea. Și ne sar unii în cap. Noi n-avem cu familia nimănui, noi avem cu casa Domnului, care trebuie să rămână sfântă. Că nu-i pe numele meu și nici a fratelui Radu, e a lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dar de multe ori tata e nepăsător, asta l-a supărat pe Dumnezeu la Eli. Zice, cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine? Eu nu am timp să mai citesc acum ce s-a întâmplat cu familia lui. Dar spune versetul, capitolul 3 cu 14, de aceea îi vorbește Domnul Samuel, jur casei lui Eli că niciodată fără de legea casei lui Eli nu va fi ispășită nici prin jertfe, nici prin daruri de mâncare. Versetul 13, i-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna. De ce? Din pricina fără de legii de care are cunoștință și prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat. Și tata ce a făcut? Nimic. Fără ca el să-i fie oprit. Trebuie să tragem noi de mânecă pe un tânăr să-i spunem, auzi, freza ta, nu face cinste bisericii, nu face cinste. Modul în care ți-ai luat pantalonii și ciorapii și vede piciorul, nu face cinste. Unei tine să... Dar tata unde e? Tata iubește prea mult. 1 Împărați, capitolul 1, versetul 5, despre Adonia, fiul Hagitei, care a spus că eu voi fi împărat în locul tatălui meu. 6. Auziți ce spune Biblia despre David? Un om despre care Dumnezeu a exclamat, este om după inima mea. Tatăl său nu-l mustrase niciodată în viața lui zicând, pentru ce faci așa? Dar de ce nu l-a mustrat? Poate n-a avut timp, nu știu. Dar una dintre motive este aici, Adonia de altfel, unul dintre motive este ăsta. Era foarte frumos la chip, se născuse după Absalom. Se uita David la Adonia și spunea, băi ce băiat, parcă seamănă pe tata. Mă ce băiat, uite ce ochi are, mă, ori ochi albaștri. Eu am auzit pe asta, frate, uite ce frumos e cum să-l bat. Uite ce frumos e cum să iau nuiaua la el. Nu-l lua nuiaua, că o să ia el într-o zi la tine, când îmbătrânești tu.
Și era foarte frumos, la chip era extraordinar. Cum să mă ating de el? Niciodată nu l-am mustrat. Știți că a fost omorât Adonia? Știți cine a plâns pentru moartea lui? Tata. Greu a plâns. În altă împrejurare, tot în familia lui David, 2 Samuel, capitolul 11 și 12, David păcătuiește cu Batseba, Domnul mustră, nu am timp să intru acolo, capitolul 13, băiatul lui, și aici o paranteză, păcatul care te cuprinde și mă cuprinde pe mine ca tată și de care nu mă pocăiesc, se prea poate, sunt șanse extrem de mari să fie și la copilul meu. Întreb pe un tânăr, de când ai început să, nu contează ce, zice, l-am văzut pe tata și am ajuns prin și eu. Păcatul care nu-l oprim la noi se va perpetua la copiii noștri. Ați auzit cazuri când bunicul era bețiv, tata bețiv și copilul cum a ajuns? Bețiv. De ce? Pentru că ceea ce nu oprim în mine, în noi, se va transfera la copiii noștri. Dacă tata a fost bețiv și o bătea pe mama, sunt cele mai mari șanse că și copilul va fi bețiv și o va bate pe soția lui. Dar spune aici despre Amnon, tata a prea curvit, Amnon, bineînțeles că a căzut și el în aceeași problemă. Amnon avea un prieten numit Ionadab, fiul lui Shimea, fratele lui David, avea un unchi. Ionadab era un om foarte șiret. Și într-o împrejurare, Ionadab îl întreabă pe Amnon, versetul 4. El a zis, pentru ce te usuci din zi în zi, tu fiul împăratului, nu vrei să-mi spui? Eu întreb, de ce nu i-a pus întrebarea aceasta tata? De ce David n-a văzut fața lui Amnon să-l întrebe, Amnon, ce-i cu viața ta? Nu e așa că noi vedem, eu văd când spune mama fetiței noastre, cea mai mare, să facă ceva și ei nu-i convine, se schimbă fața automat, parcă i-a dat o injecție. Automat, și văd asta, spun, nu-i bine ce faci. Trebuie să vină unchiul să-l întrebe pe Amnon, Amnon, ce cu fața ta? Ce s-a întâmplat? De ce ți-e fața posomorâtă? Și Amnon îi spune, o nebunie ce era în capul lui. Sfatul dat de acest om șiret, viclean, nebun, l-a dus la moarte pe Amnon. Cine a plâns? Tata a plâns. Nu Ionadab a plâns, tata. Tata n-a avut timp să vadă, n-a avut timp, poate era ocupat cu psalmi, să scrie psalmi, cu slujba la templu, cu războaiele, nu știu, a fost un om foarte ocupat. N-a avut timp de familia lui, eu nu-l condamn, nu-i treaba mea. Eu vreau să învăț din Scriptură ce Biblia are pentru mine să-mi spună. Ai timp să vezi când fața copilul tău e posomorâtă? Ai timp să-l întrebi, ce te frământă? Ai timp să-l întrebi, auzi, spune-mi, te rog, care sunt prietenii tăi la școală? Amnon are un prieten pe unchiul lui, pe fratele lui David, și pe David nu-l interesează. Sfatul dat de acest prieten l-a dus la moarte pe Amnon. Sfaturile unor oameni care au intrat pe Facebook, pe internet, au intrat pe Instagram și au sfătuit unii dintre copiii familiilor credincioase. I-au dus la moarte. S-au făcut studii, s-a demonstrat clar că copiii fără știrea părinților intră pe Facebook, intră pe internet, iau legătura cu alți copii care ei cred că sunt copii, dar de fapt sunt prădători sexuali. Au ajuns să-și dea întâlnire. S-a întâlnit copil cu un nebun, cu probleme la cap. Și au fost unii uciși. Au fost unii abuzați, traumatizați pe toată viața, că tata nu era atent. Tu știi la ce se uită copilul tău? Păi suntem cam depășiți de tehnologie. Eu mă uit la copiii noștri, dacă îi dai tableta, o mână de nu-ți vine să crezi. E incredibil, pui Biblia în brațe, îi pun Biblia în brațe la unii tineri, habar la unde e Ieremia, caută Noul Testament. Îi pui tableta, și mai fericiți. Dacă am luat la unii internetul, ar fi cam nou, fața posomorâtă, supărați, nimic nu le convine. Le dai internetul, ce mai fericiți, domnule? Tu știi unde intră copilul tău? Știm? Păzim casa noastră. Ne interesează să o păzim. N-a avut timp. Absalom îl omoară pe Amnon. Absalom fuge, David se mânie pe Absalom, 3 ani de zile, Absalom nu mai trebuie să citesc, Absalom stă fugit, stă plecat,
Într-un final intervine Ioab cu femeia aceea din Tecoa, vine Absalom înapoi și spune cuvântul Domnului în 2 Samuel, în capitolul 14, versetul 24, când i-a dus înapoi Absalom. Dar împăratul a zis să se ducă în casa lui și să nu-mi vadă fața. 3 ani de zile Absalom fugit de la tatălui. Când i-a dus înapoi și trebuia să fie împăcare, David spune să plece să nu-i văd fața. Și mai trece un timp și Amnon în tot timpul acesta a strâns ură, a strâns amărăciune. Tata nu mă iubește, tata n-are timp pentru mine, lasă că-mi fac eu timp. Tata nu-l interesează de mine. Și a făcut timp până l-a dat pe taică s-o jos de pe tronul lui Israel. Și altele și altele. Știți că după ce Amnon a prea curvit cu soră sa, spune versetul 20, că Tamar, nemângâiat, a locuit în casa fratelui său Absalom, împăratul David a aflat toate aceste lucruri, că Amnon a păcătuit. Care a fost reacția lui? Știți care a fost reacția lui? S-a mâniat foarte tare. 2 Samuel 13:21. S-a mâniat foarte tare, a luat măsuri, nimic, n-a avut timp. S-a mâniat, domnule, a dat cu toate de pământ și a plecat mai departe. Absalom n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon. N-a avut David timp să-l ia deoparte. Absalom, vino aici. Tamari, soră ta, spune-mi, te rog frumos, cum e inima ta față de Amnon acum? Ce este în inima ta? Dacă ar fi avut timp, ar fi văzut că în inima lui Absalom se strânge amărăciune și ură. Și într-o zi a băgat cuțitul în Amnon și a fost omorât. Cine a plâns? Tata a plâns. Încheie, sunt și alte exemple, multe exemple, dar nu mai este timp. Domnul ne-a chemat pe noi ca bărbați, ca tați, să lucrăm și să păzim grădina casei noastre. Dacă nu o facem, va veni ziua când vom plânge. Va veni ziua când vom lăcrima. Într-o zi, când Amnon este omorât, a venit vestea la David că toți fiii împăratului au fost omorâți. Era o minciună, nu e adevărat. David și-a sfâșiat hainele, s-a culcat, s-a întins pe pământ, a început să țipe. Mai târziu Absalom îi omorât. Și David a început să plângă și a mers nemângâiat și numai și-a rupt hainele și spunea: O, Absalom, fiul meu, Absalom, cum de n-am murit eu în locul tău? Ce tragedie în viața acestui om, pentru că și-a permis să nu păzească casa lui. Mai întâi nu și-a păzit inima lui, a fost prins de păcat, mai târziu a ajuns să plătească scump, a plâns mult. N-aș dori ca cineva să plângă cum a plâns omul acesta. Când într-o zi ajunge la urechi vestea, toți fiii tăi au fost omorâți, s-a îngrozit, și-a rupt hainele. Nu era adevărat, dar omul acesta tare mult a suferit, pentru că n-a lucrat și n-a păzit. Doamne, ajută-ne ca frați, ca tați, ca preoți, să lucrăm în grădina noastră, să o păzim și Dumnezeu să binecuvânteze familiile noastre. Amin.